zice că o primărie nu ascultă de oameni, greșește. Aceasta este dovada că nu doar că ați ascultat de oameni, ați făcut ce au cerut ei până la urmă, dar veniți cu o idee mai mult decât atât. Suntem în cartierul scriitorilor din Cernavodă și iată că o lucrare care a pornit de la nemulțumirile oamenilor se transformă în cu totul ceva mai mare. Vorbiți-ne despre acest proiect. Da, noi acum câțiva ani am asfaltat aproape tot cartierul. Mai sunt două străzi care au rămas neasfaltate, e la nivel de piatră și n-am putut să le asfaltăm. Și bucata asta de pe Nicolae Iorga, cetățenii ne-au spus că apa pluvială le vine în curte. Domnul primar a zis, bine, atunci ne oprim, facem un proiect, bucata asta n-am asfaltat-o, tot din acest considerent, și acum executăm pluvialul de pe Nicolae Iorga, care se înțeapă în prelungirea Seimene. După care urmează să facem tot cartierul. Deja s-a licitat și vom face tot cartierul, însemnând cu borduri, trotoare și asfaltat cele două străzi, plus Nicolae Iorga, care le vom definitiva. La cât ajunge acest proiect și de unde provin bani? Acest proiect a fost un pachet, de fapt, de lucrări. A fost pe Nicolae Bolcescu canalizare, este în diguirii care nu ne-am apucat, se vor apuca zilele astea, și Nicolae Iorga pluvialul. Este vorba de 2.290.000 de lei, care este din bugetul local. Le faceți acum? Ce vă spun oamenii care văd că în sfârșit nu doar că i-ați ascultat, dar faceți mai mult pentru ei și pentru cartierul în care locuiesc? Noi am atacat toate cartierele. Domnul primar a zis, domne, în fiecare cartier să facem locuri de joacă, să le amenajăm cu parcuri și ca lumea să poată să iasă, să poată să cu copiii, în primul rând. Și da, noi venim în sprijinul lor, îi întrebăm doleanțele, noi venim în sprijinul lor să le facem, nu de capul nostru vrem noi să facem un proiect, îi întrebăm și în funcție de asta noi executăm lucrurile. Acum, de săptămâna viitoare, presupun, se va apuca și de acest cartier. Noi aici am făcut și un loc de joacă superb, l-ați filmat în reportajele trecute, care este, cred că, cel mai frumos din oraș. Acest cartier era cumva mărginit, zona nord, așa este spunea, cartierul scriitorilor, și da, acum cetățenii văd că noi nu promitem, noi chiar facem. Noi în campanie, de exemplu, oamenilor le-am spus nu ce vor să audă, ce putem într-adevăr să facem. Celelalte partide au venit și au spus vreți steaua după cer, vi-o dăm. Noi nu, noi chiar, pentru că știam că vom câștiga, și vă dați seama, dacă minți, venea la primărie și spunea, domnule, mi-ai promis, ai zis că faci. Deci noi am promis și noi am făcut exact ce am promis. Nu am făcut, nu fabulații, nu povești. Vreau să vă mai întreb ceva ce este foarte important. De la momentul la care ați promis și până la realizare, a trecut ceva timp. Aș vrea să le explicăm oamenilor cât durează să faceți un astfel de proiect, de la idee până la realizarea lui. Da, deci, în primul rând este ideea. Facem un studiu de fezabilitate. După care facem PTU, proiectul tehnic. Bineînțeles că și la astea sunt licitații. Pentru PT, pentru proiectul tehnic, pentru studiu de fezabilitate, este o licitație care vin mai multe firme și licitează pentru a face proiectul și studiul de fezabilitate. După care se bugetează suma pentru lucrarea respectivă și după care este licitația propriu-zisă pentru lucrare. Deci e SF, PT, după care lucrarea efectiv. Deci, vorbim de luni, de ani? În jur de 11 luni, cred că durează tot și șirul acesta. Noi chiar am accesat foarte mulți bani, noi chiar vreau să facem pe bani europeni. Cât s-a putut accesa, noi am accesat. Cum e Casa de Cultură, cum e sala de sport de la liceu, care tot așa sunt pe fonduri, cum este iluminatul public, care tot pe fonduri 1 milion de euro, cum sunt toate creșele, grădinițele, școlile, am accesat și le-am modernizat. Sportul, la fel, am investit în sport. Deci noi, pe toate planurile, domnul primar, chiar e o strategie pe mai mulți ani, de-aia am zis, hai, dați-ne și mandatul ăsta ca să putem să ne terminăm proiecte care le-am gândit, pentru că nu se știe cine venea și vă dați seama că putea să nu le realizeze. Sau mai rău să distrugă ce s-a dus. Sau mai rău să distrugă. De exemplu, am accesat pentru 22 de blocuri 1.140.000.000 de lei.
Vă dați seama că o parte este de la guvern, 60%, și 40% de la primărie, de la OAT. Un alt primar zicea, băi, n-am nevoie să învelopez blocurile și nu pun 40%, nu mai pun deloc. Și se pierdeau fondurile. Asta este ideea pe care am mers și le-am cerut cetățenilor încă un vot pentru a termina ce am început. Mai ales că noi știm ușile la care să batem, ministerele la care să batem, avizele care se iau pentru fiecare lucrare, începând de la mediu, începând de la gospodărie și toate cele, noi știm unde să batem la ușe și știm ce uși să deschidem. Așa că dacă venea altcineva, era foarte greu să o pornească, cum zicea un tip care a candidat la primărie în 2020, a zis, domne, de la mine nu cereți imediat, că mie îmi trebuie 3 ani de zile să mă obișnuiesc, să învăț unde să deschid ușile. Așa că acum am avut viteză, am realizat și acum avem viteză mai mare.